comandă pe 28-22, Casa Comandă Comunei Sergiu a convocat ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna iunie. La această ședință sunt prezenți toți consilierii, rog doamnele și domnii consilieri care au interes personal în problemele discuției dezbaterii să se abțină de la deliberare și de la dezbatere. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Voi da citirii ordinii de zi, după care o spun spre aprobare. Ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Ilejiu din 30.05.2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind regulamentul de stabilire și sancționare a unor contravenții săvârșite pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ilejiu. Inițiator primar. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virării excedentului sursei E, venitul proprii, la veniturile bugetului local. Inițiator primarul Enea Nicu Ciprian și la punctul 4, diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abținere, nu sunt. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local Ilejiu din 30.05.2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abținere, împotrivă. Trecem la proiectul numărul 2 de hotărâre. Proiect de hotărâre privind regulamentul de stabilire și sancționare a unor contravenții săvârșite pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ilejiu. Aici probabil că ați analizat, ați văzut despre ce în proiect. Da, încercăm să oprim tot ce e rău în faptele nedorite de noi. Zicem că da, aici o să fie adică intenția noastră este să fim drepte. Nu dorim să ajungem să dăm sancțiunile respective, dar măcar să-i dăm un motiv de a se abține cei care nu prea vor să mergem în direcția bună. Că doar asta, ați verificat și ați văzut ce e vorba acolo. Toate este de bună manieră, dar da, mă rog, dacă sunt discuții pe... Da, o precizare, mă abțin de la deliberare și... Nu, de la deliberare și adoptare. Da. Alte discuții? Sancțiunile sunt ok. Ideea este să, eu zic că ar trebui să mergem și cu prevenție. Că așa e foarte ușor. Ca toate instituțiile statului așa fac. Bine, fac. Nu, avem avertisment. Da, de fapt, fac prevenție, avertisment și după aia să... Asta e părerea. Păi, da, avertismentul exact asta înseamnă, prevenție. Deci nu cred, dăm cu totul. Oricum, n-am dat nici până acum, domnul Zoi. Am înțeles. Cred că mai tolerați decât trebuia să fim, am fost toți dintre noi. Așa este. Că vă spun, și nu ați văzut când cineva aruncă, gunoaie, și nu ați văzut când cineva face ce nu trebuie, și toți, dar intenționăm și ne dorim, adică v-am trebuit să fie... Sincer, nu mi-aș dori să fie nicio sancțiune. Mi-aș dori să fie curat la dreptul fiecare, mi-aș dori să nu mai arunce nimeni aoti gunoaie atât timp cât avem puse coșuri acolo unde trebuie puse, și tot așa mai departe. Pentru că sunt sigur că și noi astăzi vă doriți la fel. Da, bun. Dacă mai sunt și alte discuții, să-mi propune la... Așa, supunem spre aprobare cine este pentru. Deci, abțineri. 3. Împotrivă. Vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virării excedentului sursei de venire, venituri proprii, la veniturile bugetului local. E o procedură care vă explică domnul Pătar. Avem înregistrat în balanță o sumă de 8.834,70 de lei. E un excedent care provine, e mai vechi de pe vremea când aveam un buget de sursa AIE, venituri proprii. A rămas acolo. Cei de la buget de la Bacău mi-au solicitat să o trec la veniturile bugetului local ca să nu mai tot apară mereu un fluxuri de câte ori făceam raportare. Dar procedura e să treacă prin Consiliul Local, altfel nu
face viramentul, ce trebuie să devine. Voi face un ordin de plată cu încetul dumneavoastră, să trece la sursa venitului propriu, la venitul bugetului local. Sim. Ca să te folosi. Da, dacă aveți de sumă mare, 8.834,70, se închide solul în momentul în care va viramentul. Ne avem discuții proiectul ăsta, supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc, împotriva, cine nu sunt. Proiectul numărul 4, cel mai... Cel mai așteptat sau cel mai popular, așa? Diverse. Cine se scrie la cuvânt? Doamna Stanciu, doamna Fulic și mai cine? Atunci începem de la dreapta. Doamna Stanciu? Da, mulțumesc. Domnul viceprimar, este mare problemă cu drumul din Ciorța de Sus de la Ciușmea. Mai mulți oameni nu mai pot urca acolo și sparg baia de ulei. Am înțeles că au mai sunat. Da, este mare problemă. S-a adunat balastru acolo. Și vă rog să trimiteți un butoi excavator ca să se poată urca pe el. Sunt oameni acolo care 2-3 și au mașini. Nu, chiar nu se mai poate circula. A fost personal acolo. Mi-au solicitat acest lucru și vă rog tare mult să... Pe strada Ciușmea. Da. Și doi, v-am solicitat de mai multe ori să duceți o mașină de balastru pe dealul Costea. Deci acolo gelul este socru. Ca să nu mai spun că becul... Costea, da. O durat două luni ca să puneți un bec. Până n-am apelat la domnul primar, nu s-a putut. De la Ciușmea, de la Mocan, de la Costea, la deal. Omul ăla este socru, are nuntă, nu se poate urca cu mașină. V-am mai zis, și când se făceau ședințele și niciodată nu s-a făcut considerarea noastră duminică. De fiecare dată ați zis că veți duce, dar cred că ați uitat, ați omis sau ați fost dezinteresat. Nu, dezinteresat nu. Mulțumesc. Pentru mine, orice stradă este la fel de importantă ca toate celelalte. Și nu sunt nicio formă... Da, mă rog, asta sunt mai interesant. Nu știu, pe Costea chiar am dus. Adică am dus chiar... Dar acolo pe Costea sunt două drumuri, domnul viceprimar. De la Ciușmea în stânga. De la Ciușmea în stânga. Că mă-și drept la mea sus. Deci nu în partea cealaltă. Nu spre vot la iarul Costei. Da, bine. Mulțumesc. Cu plăcere. Nu se poate pune un coș mare pe stradă, pentru că ceam exact acolo, în capătul uliței. Este rufa aceea, sunt foarte, foarte multe gunoaie. S-a făcut curățenie, acum iar la început au pus. Cum ne-am zis, fiecare, m-am luat fiecare vecin în parte. De ce apucați? Vin cu ideea să puneți un coș mare acolo în capătul uliței, se poate? Păi măi, acolo chiar nu sunt foarte bun și acolo are acces mașina noastră. Dacă să faci colectarea de la poartă, nu mi se pare anormal să mai pun și coș în drum. Adică, e o chestie, ce-ar fi să pune și pe așa, să te pune și pe aici, coșul în drum. Nu știu dacă e... Sunt unii care nu au contract, nu mi-ai prepremizat că nu au contract. Ideea este că se face foarte multă mizercie. Acolo m-am dus când plec pojar în 10 zile trecute. Păi, m-am dat să se face de cei care locuiesc acolo. Da. 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 Bun. Nu, nu cam. De ce e 3 parcă așa? Care chiar trebuie, dar sunt, dar cine acolo lucrează? Să știi tu că și ce... Vă dați seama de bună cu ești mare, că o cam să-ți oprești un acolo? Vă dați seama așa? Măi, în capătul uliței, mică. Să duc să la capul. Fac un contract. Mi se pare corect, dacă intră mașina acolo și faci corectarea de la poartă, deci este posibil. Nu știu, ar fi, adică, da. O car din teță. Păi, este plimbat cu copiii pe acolo, să ai un copac de cred că mai bine cel mai să... Păi dacă niște poze făcute pe aici, dacă ei găsesc de poviță acolo, de le dreptul lor să arunce cu noi acolo, nu știu, acționăm ca atare, da. Păi, contravenție, exact ceea ce am aprobat mai înainte, nu? Mai iau oamenii și modus, de exemplu, vină bără acolo la mine cu saci cu modus. Deci, nu scoate un saci cu modus, 10 saci cu modus, ia mașina cu noi. Păi nu, dar nu-ți uit totul altceva, dar știi, asta e problema. Unde cine are nevoie de umplutură sau? Care-i fac, da. Așa, reparație, nu știu ce s-a dus să ajungi de mult. Știi? Și nu se face ceva. Și aia, așa, de mult. Eu mă rog, de-a dus la tine, să pot oarești. Nu mă rog, mă rog, de-a dus la tine, să pot oarești. Dar nu se pare că se poate oarești. I-am zis asta. Toate materialele astea de construcție, folosiți-o niște găuri în terenul arab. Că sunt urmări, urma să trebuie. Ar trebui să se arunce în un anumit loc, aici se aruncă... O să aduncă, acum am făcut mai mult valută, să pune cărămiza la bani, să creați față. La cea pe ocul, cred că e destul de zonă, deci... Da, mă, de
de colectare. Se poate face cartonul, se poate bolosul de parte. Bolosul folosit. Sunt atât de acolo, de al lui. Deci oamenii de la câmpă pot trece sau pot îmbrăți. Sunt cărbă în plutură. Da, da, sunt în plutură. E o plutură bună. Nu sunt pipiatul, bolovală. Dar e zubic să terminăm așa, după aia mergem în azi. Deci doamna, până mai... Doamna... Da, mai întâi că tot a venit vorba de becuri. Mă fi mai trăgea din la biserică, se pun un bec de la Drăgucești. Îmi scapă numele undeva, în capătul satului pe Părău, era Ajutorul. Și... Spuneți cum o cheamă pe femeie, să o identificăm, să termină satul, e singură, e văduvă, e frică, pe acolo nu mai locuiește nimeni. Dar identificați locul, că era și dumneavoastră și spuneți cine ca să... De a locuit sau? De fixat, pe acum, nu zicem, nici noi nu știm exact ce bec s-a lăsat noapte sau ieri. Nu, dar, dar în schimb, când cineva ne-a anunțat că s-a zbăc, la prima dată când serviciul nu se face iarăși zi de zi, dar în prima dată când cei care avem contract vin, noi ne-am predat lista, domnule, avem din locuit. Eu nu deci pe Drăgucești, cu oamenii ăștia care sunt angajați pentru... Serviciul iluminat, nu-și fac datoria. Să mergem la Doriță, la Ciușmea, este improvizație. Doamne, ferește, ia acolo. Deci, la, cum a spus, că imediat s-a dus, a durat la Chiță Ursu un an jumătate. Acum este vechi, dar corect. Este pe, la David, față-față cu fiindul Nicu Ștefan, că trebuie un bec neapărat. La Gherasim, cu Urița, Ciunciu. Nu pot să mai zic ce au trecut noapte, așa, ce simplu. Dar nu-și fac datoria, vă spun sincer. Sunt plătiți care mănâncă banii de buget degeaba. Și lumea plătește pentru banii ăștia. Pentru mine nu poate să vedeți că mergea punctual, dacă... Nu, dar eu cred că au ca un securit, trebuie să ducă noapte, nu se duce ziua, că din mulți ori merge ziua. E luminatul public, pentru că ce merge ziua. Să ceea ce ne trebuie noapte, nu-i folosit, păcat. Păcat că banii noștri, banii populației. Da, femeia mi-a spus la înălțare, deci a trecut ceva de la înălțare, nu cred că e de astăzi. Pe femeie, nu știu cum îi zice, buduroi. Am buduroi ceva, dar nu știu numele familie, cum îi zice la mine. Dar vă spunea film. Ei, n-așa, da, film, păi, dar e după nașul Manole. Da, mă. Cazual, nu fac un schimb de nume. Da, o să încerc să identificăm. Angel Maria, Angel. Așa, și Angel Maria, a zis că i-a pus la o mașinuță mică de balatru, deci s-a făcut un postrăduț. Am văzut și eu chiar acolo, deci nu se poate pune balatru acolo. Deci trebuie făcut altceva. Balatru ăsta care l-a dus e tot pe Pârâu. Dar așa este zona. Da, mai am... Da. Sperăm că a zis că poate. Pare mult să lăsați să termin doamna ceva. Hai să ajungem doamna asta. Da. Mai am o informare de făcut în principal către domnul consilier, dar și că domnul primar vrea să ajungă mesajul ăsta. Sunt indignată față de modul cum a fost procesată declarația mea de avere, în condițiile în care a întâlnit pe date de 14 în termen, iar persoana responsabilă să se ocupe de acest lucru de verificare pe 15 a intrat în concediu. Nu contez dreptul fiecăruia de a-și lua concediu, sigur, pot fi intervenit chestii iminente, nu asta este problema. Problema este că nu știu dacă poți să-ți iei o zi de concediu când ai un termen limită, dacă avea o licitație, de exemplu, nu știu dacă putea să pleci în concediu sau în condițiile în care nu poți să delegi atribuțiile către altcineva. Înțeleg că aceste atribuții nu puteau fi delegate, deci declarația mea inițial cred că s-a procesat, s-a văzut pe 16. A fost respinsă pe 16 dimineața, am încărcat-o, fără să mi se spune de ce, am încărcat-o din nou pe 16, la prânz o primesc din nou respinsă că trebuiau niște venituri trecute, deci pe 16, trebuiau trecute niște venituri în altă parte, pentru că apoi de joi până luni să nu se mai uite nimeni pe ea. Nu știu dacă într-un program de 8 ore funcționat nu are timp să deschidă un mail, nu știu dacă este normal să se procedeze așa. Eu, sincer, am făcut o informare și la nivelul prefecturii. Dacă, doamne, vreți să primesc o amendă, nu cred că o să se întâmple. Dar să nu fiu eu culpabilă, eu am trimis-o în termen. Și, na, nu știu, nu cred că este locul și rolul să avem atitudini de genul ăsta, că nu ne place nouă. Până la urmă, am făcut informarea că dumneavoastră consilierii, sau doi dintre dumneavoastră, cel puțin veți face evaluare, sigur va fi și domnul primar, dar cred că nu este ok, cred că toată lumea știe că am avut și un grup de WhatsApp și când cineva a îndrăznit să pună niște întrebări la neconcordanțe. Apropo, și astăzi eram și neconcordanțe în datele furnizate, cred că era pe 28 mai convocată ședința.
așa? Dar se întâmplă, adică sunt chestii scuzabile, nu este asta problema, putem înțelege, dar ca să se supere funcționarul respectiv sau un secretar general, hai ca să spun secretarul general al comunei și desfințez grupul, sau când fac eu grupul, nu vreau să fac parte din grupul vostru, nu mi se pare ok. Vă rog, domnule viceprimar, să-i transmiteți domnului primar că rugăm frumos, eu am lăsat o flotă de, cred că 10 abonamente, nu, 10 cartele la primărie. Cred că sunt, la mine, când eram, erau 3 telefoane folosite, dar cartelele erau, pe care le-am lăsat. Din aceste cartele consider că este absolut necesar ca și secretarul să aibă un telefon de serviciu, să nu ne mai simțim noi vinovați că o sunăm pe telefonul personal și să nu mai deranjăm pe doamna secretar pe telefon personal. Este înalt funcționar, este funcționar public de conducere, este secretarul comunei Helegiu, da, al comunei și cred că este foarte important să poată fi apelat pe cât posibil în timpul programului de lucru. Nu o deranjăm inutil. Asta să... Haideți să vă răspund, doamnă. Dacă mă lăsați... Am fost în concediu medical, în perioada în care așa, declarațiile se trimit, cum se țin înregistrată în termen, deoarece se trimit în 10 zile de la declarare, da? Nu. Și prima dată când a fost respinsă declarația, au fost menționate, ați primit de ce a fost respinsă. Mail de dimineață nu spune nimic, doamna secretară. Dar nu v-am trimis mail, doamna Bădin. Eu nu am posibilitatea pe acel platformă să vă trimit mail. Eu doar spuneți de ce a fost respinsă. De ce a fost respinsă? De dimineață de ce a fost respinsă. Deci. Deci eu am completat toate datele, înțelegeți? Nu, sunteți înregistrată în termen, declarațiile au fost trimise în termen, că se trimit în 10 zile de la depunere, deci au fost înregistrate în termen, nu sunteți în întârziere, da? Iar telefonul meu putea fi oricând apelat, nu sunt obligată să fac parte din niciun grup pe WhatsApp. Eu, de exemplu, o să vreau să ne trimiteți... Da. Eu vreau să nu vă pot suna, nu. Pentru că m-ați lucrat cu motivul menționat de nume. Da. Că îndrăzniți să întreb. Dacă ați avut probleme cu mine, m-ați sunat pe telefonul personal. Păi tocmai de asta să nu vă mai sunăm pe telefonul personal. Dar puteți să mă sunați, nu e nicio problemă. Păi nu putem să vă sunăm. O să vorbesc cu domnul primar să-mi aș putea telefon de serviciu. Da. O să vin comunic la toți. Așa. Mulțumim frumos, stați liniștită că nu vă deranjăm inutil. Dar nu e problema, nu e niciun deranj. Să ne simțim vinovați, am întrebat-o, i-am spus, doamne, curamba, că eu n-am interesat să vă spun că n-am făcut un nou grup de WhatsApp. Și am spus, doamna curamba, vorbiți cu doamna secretar, eu nu vă să spun, vrea să facă parte din grupul de WhatsApp? De ce? Nu, doamna secretar nu dorește să facă parte din grupul de WhatsApp. Păi, dacă nu dorește, hai să vedem. Nu mi-a comunicat nimeni, doamna. Am înțeles, da, bun, vă cred. Bun. Vreau să vă rog ceva, doamna secretar, nu știu, poate există, dar da, nu am văzut. Spune. Dispozițiile emise de domnul primar, nu știu, dacă eu nu le-am văzut pe sine. Măcar pe anul ăsta, vrea să ne sunt spune. Dispozițiile doar cu caracter normativ, cele în care se convocă ședința Consiliului Local. Nu toate dispozițiile sunt publice? Nu toate dispozițiile sunt publice, doar vă putem trece nominal, doar dispozițiile cu caracter normativ de spune. Da, pe primăria Bacău sunt toate. Deci nu, spuneți că nu pot fi trecute, decât trecerea cu caracter normativ. O să le trece. Da. Mulțumesc. Am o rugăminte acum la domnul director de la școala coordonatoare. Domnul director, doresc să donez 20, poate și mai multe costume pentru copii școlari. Clasele preșcolare până la clasa 4. Eu nu pot identifica acei copii care chiar au nevoie. Costumul este nou, este cu etichetă, este cu lungimea ajustabilă pantalonul. Pantaloni vestuță și sacou, chiar mă opriși pentru copilul meu mult. Identificați acele persoane, vorbiți cu domnii învățători. Nu neapărat, poate la Helegiu, chemați la Helegiu, dar aș vrea să se întâmple, zic eu, în iulie sau poate august, ca părinții să știe să nu mai cumpere haine pentru școală. Repet, costumele sunt noi și dacă pot să ajut, deci de la 28, de la doar băieți. Costume de, deci pantalon, vestuță de școală și sacou. De la 28 sunt mărimile de copii, de la 28 la 38, adică de la grupa 0 până cred că clasa 4. Nu știu, discutați cu doamnele învățătoare, eu pot să merg în fiecare țară, dar se cheme la școală, 2, 3, 5, care sunt cei mai vulnerabili, să zic, cred că îi ajută. Da. Domnul Zărnescu? Domnul viceprimar, prima și prima care e problema, asfaltul e plătit. Lăsați și o uliță, lăsați-o de exemplu la ciorta, când are un nivel. I-ați făcut betonat până acolo, vine de la Valea acolo.
vă rog frumos, asfaltul la Tăcăi, jale. Unii s-a pus acolo la Tăcăruță, s-a înfundat la podiețul ăla, iar să o bugau. Faceți ceva de calitate dacă faceți ceva. Al doilea, vorbim frumos cu apa la plătire. Nu e apă în plătire. Faceți ceva cu apa la plătire. Suntem în procedură. Avem adică trece mandatul și tot procedură. Dacă ar fi, din ce vrem noi... Domnul viceprimar, aveți puteri și domnul primar are puteri, faceți ceva cu apă la plătire. Exact asta facem. Și cu asfaltul, vă rog frumos. Dacă nu, în numărul cu apă, îți va aduc 50-60 de oameni, deci, vedeți că vă spuneți cam așa. Păi poți să o faci așa. Dacă, păi, eu mă vin nebun aici, tot oamenii mă apasă, vă dau ceva așa. Păi da, nu-i corect? De ce pe cine am trebuit să te aduce? Atât, mulțumesc frumos. Domnul Stoica? Nu, eu nu am scris. Nu? Domnul Stoica. Strada bisericii, la noi, la biserica asta. Ești acolo, este o stradă, ulița aia, îi lipsește decul la mijloc. Și nu se mai poate circula cu ea de la apa care a fost un. Îi lipsește, îi iați decul. Asta, da. Și un pic de balastru pe lui. Nu s-a pus niciodată pe el. Eu nu zic buzeu. Băi, trebuie să-l sături de mine. Ciușmeaua s-a făcut. Băiche. Bilecuri s-a pus. Băiche. Strada buzeuță, băiche. Dacă totul e bine, la ce se vrea cu mâna? Mulțumim frumos. Atât am vreau să mă întreb. Ceva rău ce-a părut. Ce se întâmplă cu apa asta de la noi, deci care o consumă mai potabilă? Bine, foarte bine. M-am schimbat pe ghiuvet acum, am venit un meseriaș, pământă. Da, a fost ceva. Am avut avarie. Că dacă se ia un test de apă, vrei că toată apa se blochează. Apa nu este potabilă acolo. Nu e? Nu. La ce? Este acum mare menajeră, da. Menajeră. Apa nu este potabilă. Bun. Dar au fost și bun. Mai fi, dar nu știm că atunci când sunt mai... Apropo de nu. Deci fără ploi. Trebuie să stai. Deci a fost chestia. Mai bine. Chiar asta a fost un om de lucru. Și am avut o avarie la intrare pe ulița Cortul Domnului acolo. Și iarăși, când se lucrăm, domnule, țin că... Nu e sistemul de filtrare. Nu e sistemul de filtrare. Deci e după stația. A fost lucrări după ăsta. Dar asta ține-vă de un timp scurt. Domnule, au fost o oră sau bun. Dacă s-a scurs într-o zonă mai joasă, e posibil. Dar nu în general, adică a fost un zi din raf. La sistemul de lucrare, trebuie lucrat prin comese. La Onești n-ați avut ceodată atât de lucrări în chivet? Ce? Nu. Aia, nu. Nu, că au venit la lucrări. Nu, dar nu sunt acolo. Nu cred, da. Nu vrea să fie lucrat. Vedeți despre cineva, primarul să-mi spune, primarul, dar ce-și tulburea? Nu, am zis, poate să-mi întâmplă. Da, domnule, nu. Poate, constații. Și tot timpul am intrat film. Sau ceva. E adevărat, astăzi iar lucrăm la drept. La sistemul de reparații, trebuie mai mult atenție. Deci nu lucrarea, se poate, deci trebuie vital să scoată apa oamenii care lucrează, să nu intre un pic de apă, să nu rămână la fixată, să fixeze. Nu, și sistemul ăsta de lucru, vreți să schimbă o țeavă? Adică, îl facem și bec înapoi, ne dăm o dată, spune domnul Stoica. Da, vreau să întreb la gelene, spune lumea cum îi apă, care e problema? Și ieri și astăzi, la un loc din pompele din proapă de acolo, au îmbătrânit și ieri. Asta, despre asta e vorba. Serios. Da. Domnul Părinte, dacă vreți să-și avea o precizare, dacă pot, nu poate face o ceva, tot de semnată consilieră, care a apropat să fie un secretar. Vreau să spun că eu nu am întâmpinat niciun fel de problemă. Inclusiv astăzi am comunicat cu mine pe WhatsApp, pe telefonul personal. Cred că a fost doar o neînțelegere colegi. Deci, când am acordat calificativul, l-am acordat pe drept da, și, de fiecare dată, am comunicat chiar foarte bine. Mulțumesc! Bun. Dacă nu mai sunt și alte discuții, vă mulțumesc pentru participare și declar ședința închisă.